Astăzi, la Deva, dar și în întreg județul Hunedoara, s-a dat startul unei campanii de conștientizare a populației în privința importanței colectării selective a deșeurilor. Campania este organizată de către operatorii de salubritate din județ, în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Hunedoara, sau mai pe scurt ADI Deșeuri, și a debutat simbolic de Ziua Mondială a Apei. Este o campanie de comunicare și informare făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Deșeuri împreună cu operatorii de pe Valea Jiului și cu operatorul de pe zona 1, 2 și 3 Praicata. Această campanie începe astăzi, în data de 23 aprilie, de Ziua Internațională a Apei, în campanie de informare, de distribuire de flyere la toți generatorii de deșeuri, atât persoane fizice cât și juridice. Colegii din sucursala Hunedoara distribuie aceste flyere și clientele la generatori de pe cele trei zone, zona 1, Prat, zona 2, ATEC, zona 3, Centru. Ne dorim această campanie încă de multă vreme și sper să venim în sprijinul tuturor, întregii populații din județul Hunedoara, ca să o conștientizăm și să o informăm adecvat în ce privește gestionarea corectă a deșeurilor din acest județ. Orice activitate depusă de oameni, de cetățeni, de agenți economici, instituții publice, generează un aspect de mediu. Este foarte important să limităm aceste aspecte de mediu și să creăm un mediu cât mai curat în județ. Partenerii la această inițiativă au fost, în reședința de județ, Consiliul Local, Primăria, prin Direcția de Asistență Socială și sub filiala de Crucea Roșie din municipiu. Mă bucură interesul cetățenilor Devei pentru o mai bună coordonare a gestionării deșeurilor. Încercăm pe orice mijloace să conștientizăm acest aspect de la fiecare dintre noi, începând din bucătăria noastră, cu colectarea separată, vom duce o luptă pentru a face un oraș, o stradă, un bloc, un județ mai curat. Aducem această conștientizare pe toate planurile și cât mai activă pentru a cunoaște beneficiile colectării separate a deșeurilor. Cred că este un lucru care ar trebui făcut, de fapt să intrăm în normalitate. Este o normalitate să participăm cu toții pentru a avea un oraș mai curat și pentru a crește posibilitățile locuitorilor de a trăi într-un mediu decent. Noi am mai avut discuții cu administratorii și președințile de la asociațiile de proprietari care au fost foarte deschiși la această acțiune. O campanie de conștientizare cu privire la colectarea selectivă în care vom împărți pliante oamenilor de pe stradă din diferite locații din oraș și sperăm că le vor citi și vor găsi tot ce trebuie să știe în legătură cu colectarea selectivă, inclusiv fiecare container pentru ce se folosește, și sperăm că oamenii vor fi la fel de implicați cum suntem noi în această campanie. Colectarea selectivă este foarte importantă pentru că oamenii trebuie să învețe că este vital să aibă grijă de mediul înconjurător, pentru că, după cum vedeți, apar foarte multe schimbări în climat și în tot ce ține de mediul înconjurător și doar prin implicarea comunității efectiv se poate ajunge la o îmbunătățire. În majoritatea cazurilor, prin interacțiunile noastre cu oamenii, am reușit cumva să informăm cu privire la aceste lucruri și chiar sperăm că vor ține cont. Și așa cum se așteptau și organizatorii campaniei, cetățenii care au primit pliantele cu informații despre colectarea selectivă a deșeurilor au apreciat această inițiativă. Împreună să învățăm să colectăm selectiv, să ne ajute, da, să avem o țară mai curată, Doamne ajută, un mediu mai curat, Doamne ajută. Doamne ajută să fie bine, să, da, fim conștienți că trebuie făcute. Să fim conștienți că trebuie să ne, da, ridicăm puțin. Vă mulțumim! Bine, da, că le explică la oameni, uite. Lumea, da, arată, în clientul respectiv arată operatorul că pune la dispoziție. Deci fiecare, astea pentru sticle. Plastic, hârtie, carton și deșeul menajer. Exact așa. Colecta selectiv reduce, da, cantitatea, da, de depozitare și ne ajută să ridicăm gradul de valorificare. Cum, în Germania, cum credeți? Nu e așa? Important e ca fiecare dintre noi să conștientizăm, să reciclăm, da, cât mai mult. Știu.
bine, vă mulțumesc. Mă strădui, de obicei. Este de datoria noastră ca pe orice cale să aducem la conștientizarea populației și să facem un mediu cât mai curat. Totul pornește de la fiecare dintre noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi, la revedere. Prin pliantele care au fost împărțite, populația, atât cea din mediul urban, cât și cea din mediul rural, a fost informată într-un mod simplu cum se face colectarea selectivă a deșeurilor, iar campania de conștientizare este una cu o durată mai lungă. Campania se va derula pe o perioadă de aproximativ o lună de zile în care generatorii vor primi aceste materiale, în care vor fi informați cum să colecteze separat deșeurile de hârtie carton în containerul albastru sau cubela sau sacul albastru, începând cu implementarea ordonanței 74, deșeurile de mase plastice și metal în cubela galbenă sau sacul galben și deșeurile de sticlă în containerul verde, deșeurile reziduale urmând să le depoziteze în cubela neagră. De asemenea, în zona rurală, cei care au fost dotați cu compostainere să utilizeze aceste compostainere pentru deșeurile biodegradabile. Într-un mod plăcut surprinzător, o parte dintre hunedorenii care au primit pliantele informative cunoșteau aspectele legate de selectarea colectivă și, în plus, au venit și cu soluții pentru îmbunătățirea activității din domeniu. Sacii aia galbeni care le-au adus înainte erau mult mai mari, și acum am întotdeauna ce să culez mai mici. Aceeași dimensiune de saci. Da, da, da. Trebuie schimbat. Cum a fost să facem o dimensiune mai mare. Mai mare, că întotdeauna nu reușim să îl umplem. Când colegii mei vin să ridice sacul, rugați să vă lase două bucăți. Dacă dumneavoastră sunteți un operator care colectează selectiv, colegii mei vă pun la dispoziție o cantitate mai mare de conținut. Eu locuiesc la casă. La casă, și la casă. Suntem trei familii care avem deșeuri, sticle și hârtie. Când vin colegii mei și vă ridică sacul, vă rog frumos să le spuneți să vă lase pentru trei familii, foarte trei sacuri. Foarte bine, domnule, că deja ne înăbușește atâta mizerie și bineînțeles, care trebuie să avem grijă de natură împreună. Acolo la noi este toberoane separate în zona mea. Foarte bine, ne bucurăm că împreună colectăm selectiv și reducem cantitatea de deșeuri care ajunge în groapa de gunoi. Vă sărut și sănătate, sărbători fericite. Doamne ajută, la noi e bine că este. Și conștientizarea contează foarte mult, că sunt anumite persoane care știu unde trebuie să le pună. Poți pe fiecare, acum eu așa zic, nu? Mulțumim, la revedere! În final, toată populația. Într-un final, toată populația, începem de la noi din casă, de pe strada noastră, din blocul nostru, orașul nostru. Șanțuri, păduri, ce trebuie. Să fie toată lumea conștientă de chestia. E grav. Este de datoria noastră, luați și neastră. Și îl trimit mai departe. Îl trimiteți mai departe. De datoria noastră să conștientizăm toată populația pentru asta. Foarte mulțumesc bine, frumos. Foarte bine faceți. Colectarea selectivă este importantă și pentru faptul că, făcând acest lucru, facturile populației pentru serviciile de salubritate vor fi mai mici. Această campanie este făcută pentru a conștientiza cetățenii importanța colectării separate și pentru a fi pregătiți ca în momentul implementării ordonanței 74 să știe să depoziteze separat deșeurile. Odată cu implementarea acestei ordonanțe, plata făcându-se efectiv pe sistemul plătește pentru cât arunci, cu cât arunci mai puține deșeuri reziduale și cu cât depozitezi mai multe deșeuri reciclabile corect, cu atât factura va fi mai mică. Campania de conștientizare ecologică din județul Hunedoara are sloganul Trăiește curat, colectează separat.